Înaintea confruntării de la sfârșitul acestei săptămâni, Știința Bacău ocupă locul secund cu 18 puncte acumulate în 7 meciuri. De cealaltă parte, CSM Suceava se află pe ultima poziție a podiumului cu 12 puncte câștigate în 8 partide. În etapa precedentă, formația suceveană a câștigat în 3 seturi meciul de pe teren propriu cu Știința București, în timp ce băcăuanii s-au impus cu 3-1 în derbiul seriei cu Steaua București. După victoria din etapa trecută, jucătorii noștri au moralul ridicat și vor să dea o replică bună băcăuanilor. Chiar și așa, suntem conștienți că adversarii noștri de sâmbătă pornesc cu prima șansă, a declarat antrenorul echipei sucevene Victor Pancu. Etapa a noua din divizia A2 Est la volei masculin mai programează meciurile Steaua București, Dacia Buzău și Rapid București, Știința București.